Excelențele voastre, onorat auditoriu, astăzi când se împlinesc 3 ani de la celebrarea Sfintei Liturghii, în cadrul căreia a fost beatificat episcopul Anton Turcovici, iată că Episcopia Romano-Catolică de Iași, prin Departamentul de Cercetare Istorică și Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, organizează acest simpozion național cu titlul Anton Turcovici, ecoul care nu se stinge. Vom asculta intervențiile episcopului nostru, Petru Gheghel, cu un cuvânt introductiv, apoi îl vom asculta pe părintele postulator, Isidor Iacovici, care a venit special tocmai din Cetatea Eternă, cu o prelegere scurtă, dar interesantă, de ecouri internaționale ale beatificării episcopului Anton Turcovici. Va urma părintele Alois Moraru, care ne va vorbi câte ceva despre internarea lui Anton Turcovici la Institutul Notre-Dame de Sion din Galați. Și ultima parte, foarte interesantă și aceasta, este constituită dintr-un film documentar redactat, alcătuit de domnul profesor Dănuț Dobos și domnul inginer Silviu Dogarin. De specificat că au folosit pentru realizarea acestui film fotografii necunoscute de noi până astăzi. Așadar, o să începem cu o scurtă reflexie pe care Preasfințitul ne-o va oferi. Dar până atunci, aș dori să explic titlul acestui simpozion. Ecoul care nu se stinge. Gânditorul german Josef Lorz spune că întotdeauna gemetele unui martir sunt ecoul lacrimilor lui Iisus din grădina măslinilor. Întotdeauna și în toate timpurile. Plecând de la această imagine, aș vrea să spun că suferințele și lacrimile lui Anton Turcovici sunt ecoul lacrimilor lui Iisus din grădina măslinilor. De asemenea, bucuria din privirile noastre este ecoul bucuriei de acum 3 ani. Pentru că să nu uităm niciodată că Dumnezeu nu rămâne dator. Preasfințite, înainte de a vă da cuvântul, aș dori să dau filele istoriei și să ajung la anul 1990, pe data de 1 mai, anul consacrării unui episcopat. La sfârșitul acestei sfinte liturghii, Preasfinția voastră, ați avut un cuvânt de mulțumire, pe care l-ați început și l-ați terminat, gândindu-vă și referindu-vă la exemplul lui Anton Turcovici. Citez. Vor veni zile fericite și pentru acest popor român, care suferă așa de mult. Sunt cuvintele cu care își încheia cursul vieții marele nostru erou și episcop Anton Turcovici. Iar la sfârșitul cuvântului de mulțumire, Preasfinția voastră, ați spus. Și în încheiere apelez la același nume cu care am început, episcopul Anton Turcovici. El a făcut o consfințire la Maica Domnului, care n-a încetat de atunci. Vă rog să-mi dați voie să o renoiesc, fie ca Maica Sfântă să ne ținem mereu uniți și ocrotiți în dieceză și în țară. Amin. Vă rugăm, Preasfințite, să ne adresați un cuvânt de învățătură și de încurajare. Mai întâi vă rog să ne ridicăm în picioare, să dedicăm la rugăciunea pe gândurile Sfântului Episcopului nostru, Anton Turcovici, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domn. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Lumea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne ducem pe noi în sfidă, ci ne mântuiește.
ferește de cel rău. Inima nevrăinca Mariei, roagă-ne de noi. Bolul Iisus, să ne vinim cu vreți de cea Iisus. Capărâșii și Amin. Trebuie să ne întoarcem în istorie și să începem acest episod cu rugăciunea făcută, un gând care trebuie să spunem mereu. Te mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Grația să agamos Domnului Dumnezeu nostru. Trebuie să spunem ori de câte ori celebrăm jertfa Sfintei Hristii, sau celebrăm alte asemenea momente de întâlnire cu Dumnezeu. Sigur că ne ajută în acest demers al nostru și în această datorie noastră și fericitul nostru Anton Turcovici, dar care a fost inspirat de exemplu și iubirea și ocrotirea preapăratei Fecioare Mare. Ne aflăm așadar astăzi, din nou, împreună în aula Anton Turcovici, aici, în catedrala noastră. Iar peste puțin timp ne vom afla și în catedrala noastră, la Sfânta Liturghie Aniversară. Pentru a sărbători așa cum se cuvine, cei 129 de ani de la nașterea episcopului nostru, Martin Anton Turcovici, și trei ani de la proclamarea sa ca fericit al Bisericii Catolice. Este luna mai, luna florilor, luna închinată Maicii Domnului, cea mai frumoasă floare a Bisericii, din al cărui farmec și-a împrumusețat sufletul fericitul Anton Turcovici, care este și floarea rară a Bisericii noastre locală. Se adaugă cealaltă floare, fericitul Ierenică. Am mai afirmat și cu al prilejului viața și faptele slujirii fericitului Anton Turcovici, ne cunoaște cel mai bine Dumnezeu. Ele fiind scrise în Cartea Vieții. Acestea au rămas însă întipărite și în conștiința celor care l-au întâlnit și l-au cunoscut, precum și în numeroasele mărturii documentare și fotografe. Continuăm cu aceeași dorire să adunăm toate aceste mărturii pentru a transmite generațiilor prezente și celor viitoare mărturia creștină pe care ne-a oferit-o fericitul Anton Turcovici. Suntem bucuroși de faptul că membrii Departamentului de Cercetare istorică, departament care trebuie să ne gândim și vom hotărâ să-i dăm numele de fericitul Anton Turcovici și să-l avem ca ocrotitor și ajutor în demersul de cunoaștere istoriei noastre și a mărturiei înaintașilor noștri și să ne arătăm prețuirea și pentru pregătirea acestui simpozion organizat la dorința noastră, muncind cu mult de entuziasm și dăruire la această manifestare comemorativă de astăzi. Simpozion în cadrul căruia vom descoperi noi mărturii din viața până de sfințenie și de eroism a fericitului Anton. Așteptăm așadar cu interes conferințele pe care le vor prezenta Părintele Postulator, Dr. Iacovici și Dor, privind ecoul pe care l-a avut evenimentul beatificării din 17 mai în străinătate, precum și Părintele Aloisi Moraru, Cuclieriu Centenarului, internări fericitului Anton în anii Primului Război Mondial la Mănăstirea Notre-Dame din Galați.
Ne bucură să aflăm faptul că evenimentul beatificării de acum 3 ani a fost receptat cu mult interes și dincolo de hotarele țării. Preșitul Anton, aflându-și astfel un loc de seamă în galeria marilor personalități ale bisericii noastre contemporane. L-am auzit și pe Sfântul Părinte, amintindu-i numele la începutul acestui simpoziu. Am primit cu bucurie vestea că la seria ale constituirilor biografice ale fericitului Anton Durcovici, lucrări biografice, scenete, filme, documentare, etc., se adaugă astăzi un nou film documentar realizat de specialiștii noștri de la Departamentul de Cercetare și de la editura Presa Bună. Îi felicităm pe autorii acestui program pentru stăranile lor. Alt motiv de bucurie este faptul că ne aflăm astăzi în preajma unui lucru prețios, adică fața statuii Maicii Domnului pe care o avem aici, pe care fericitul Anton a așezat-o cu veneranție în anul 1925 într-o frumoasă grotă amenajată de pe clădirea seminarului Sfântul Domnul din vom vedea astfel de momente înregistrate. Ne bucurăm să le vedem și să vedem această statuie în filmul care urmează, ce suntem fericiți să avem astăzi aici această întâlnire a noastră prin grijă Domnului Tăbrut Stovor, care se ocupă de arhiva sericii noastre. Această statuie a ocupat un loc aparte în viața fericitului Anton, în preajma căreia s-a aflat de atâtea ori în rugăciuni, cântece, în meditanță, atât el cât și mama sa, Maria Lucovici. Iar nu în ultimul rând, generație de preoți și seminariști. Traseul ulterior al statuiei este emoțional. Seminarul de la Timiș a fost confiscat de către comuniști, unicul obiect patrimonial salvat, fiind această statuie a Maicii Domnului. Statuia a stat apoi 9 ani la București, pentru că în anul 1956, cu prelegul de deschidere seminarului din Copou, să fie adus la Iași, sigur, prin grija părintelui profesor Rafael Fritei, cel mai apropiat colaborator al fericitului Anton. Ne vorbește despre asta și părintele profesor Eduard Ferenc. La Timiș rămâneau semnele vandalismului comunist, grota distrusă, capela Adormirea Maicii Domnului vandalizată, clădirea ocupată de noi chiriași, care au lăsat-o în paragină. Ne amintește acest lucru domnul Topoș, în cercetarea pe care am făcut. Statuia reprezintă un semn al părăsiei de odinioară a acestui loc prin desfințenie pe care au călcat timp de 23 de ani pașii fericitului Anton. Iată că această inestimabilă comoară creștină, atât de întregită de fericitul Anton, l-a urmat pe acest om, peste ani, la Iași, în fața seminarului din Copou, dar al cărei trecut glorios se împărduse la un moment dat. Astăzi, statuia Maicii Domnului e o adevărată operă de artă, și vechimea ei, se poate vedea, sculptată în piatră de o înaltă calitate, arată la fel de maestos ca atunci, ca acum 90 de ani, rămânând intactă după atâtea cu tremure și vitregii prin care a trecut. Această statuie ne transmite nouă un mesaj. Este Maica Domnului binecuvântată de fericitul Anton, de mama sa, Maria, de generații de preoți, seminariști și de trecători. Aducem aminte noi cei care am trecut prin seminar, poate voi deja ați petrecut urmat, că am fost doar de acolo, dar a stat mereu în fața seminarului, în partea dreaptă, când se intră în seminar, pe colțul acelei grădini. Sigur, s-a intenționat ca
să ocrotească semnalul nostru și atât de Sfântul Iosif a făcut acest lucru cu atâta grijă și iubire. Această statuie ne transmite așadar un mesaj de curaj. Este Maica Domnului venerată de ea, de episcopul Anton, cât a fost de tine și nu numai, și de noi toți cei care am trecut prin plața ei. Așa cum știm, se află acum în muzeul nostru. Dar cred că va trebui, practic, să o așezăm și într-un alt loc mai vizibil pentru a ști că este mama prețuită de episcopul nostru. Sigur, suntem încântați să avem în patrimoniul nostru cultural și bisericesc un fragment de epocă, spune domnul Danut Govoș, care a aparținut perisitului Anton Durgovici. Prin succes pe care l-a simpozionul meu magial, mulțumindu-vă tuturor celor prezenți astăzi aici. Preoți, sigur, profesori, seminariști, persoane consacrate, persoane care au binevoie să vină să se bucure cu noi și care au venit să-L cinstim cum se cuvine pe răul diecezei noastre. Spunem și acum la sfârșitul acestor cuvinte, cu Bunul Iisus să ne binecuvânteze pe cea de sus. Vă mulțumesc! Prea Sfințitului, care iată ne-a prezentat o reclinvă foarte importantă, care ne invită să mergem cu gândul la fericitul nostru Anton Durgovici. Cunoaștem cu toții că atunci când românii merg prin alte țări în Occident, în special în Italia, se miră câte relicve sunt de acolo. Dar haideți să recunoaștem. Avem și noi în țara noastră asemenea relicve, dar nu l-am identificat. Este o datorie de onoare aceasta să venerăm Sfinții prin mijlocirea relicvelor. Mulțumim cu toată prea Sfințitului și aici, la microfon, îl invit pe Părintele Postulator, Părintele Zvărdiacovici, cu tema Ecouri Internaționale ale Beatificării Episcopului Anton Durgovici. Ședințele voastre, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a fi prezent astăzi împreună aici cu poporul creștin și vă asigur că sunt mult onorat de această invitație. Dacă cer și confrați pentru preoție, dragi seminariști și dragi surori, iubit popor al lui Dumnezeu. Și dumneavoastră, domnilor organizatori, vă mulțumesc. Aș începe cu părerea pe care episcopul Durgovici poate avea despre cruce. Puterea mântuitoare a crucii este de neînvins și a triumfat întotdeauna împotriva dușmanilor săi. Declarația făcută în închisoarea Securității pe data de 26 aprilie 1950. Prin termenul martir, se înțelege persoana care mărturisește credința în Hristos, acceptând cu mare răbdare și fără a face rezistență toate chinurile și suferințele pe care le întâlnește până a murit pentru Hristos și pentru virtuțile creștine. Martirul este numit și botezul sângelui, deoarece poartă cu sine aceeași putere sfințitoare a botezului, demonstrând starea harului interior. Pentru asta, martirul creștin este o dovadă evidentă a originii divine a Bisericii lui Hristos, care e sfântă pentru că întemeitorul ei e sfânt. În istoria Bisericii nu sunt momente în care credința în Hristos să nu fi fost mărturisită pe toată fața Pământului de cele mai multe ori vărsare de sânge. Teritoriile românești au fost încreștinate prin munca urmașilor lui Hristos, care au adus aici adevărul Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu era transmis prin predici, catecheze
și mai ales cu exemple de viață creștină autentică. În același timp, evanghelizarea a întâlnit de multe ori opoziție, refuz, prigoană, chinuri și martiruri, așa cum s-a întâmplat cu Apostolii lui Hristos. Episcopul Durcovici a fost un adevărat apostol, chemat de Hristos în aceste teritorii pentru a predica vestea cea bună la sfârșitul mileniului al doilea, într-un chip special de Cezare de București și Iași. Cuvintele, viața sa creștină și preoțească au dat mărturie unei profunde credințe în Hristos, respect și grijă particulară pentru comuniunea cu Biserica Romei și Sfântul Părinte, ca de altfel și o iubire autentică pentru aproapele. Activitatea sa pastorală, intelectuală și misiunea de păstor în turma lui Hristos le-a îndeplinit cu cea mai mare atenție și responsabilitate. În fiecare zi căuta puterea necesară și curajul în Hristos Eucaristicul, în fața Sfântului Sacrament, unde petrecea o bună parte din timpul său. Pentru el, Hristos era cu adevărat prezent în misterul divin și constituia centrul vieții sale personale și pastorale. Încrederea pe care Durcovici o avea în Sfântul Sacrament, față de Hristos Eucaristicul, în fața căruia era văzut deseori prezent, cu toată demnitatea, încrederea pe care o avea în sacrificiul divin, în Sfânta Liturghie celebrată cu toată atenția și cu tot respectul, au făcut din el un autentic apostol al lui Hristos, mereu fidel bisericii. Această încredere neobosită în Hristos, constant a vieții sale, l-au purtat la sacrificiul suprem până să devină un adevărat martir al iubirii. Biserica noastră de Iași s-a născut, a crescut și s-a întărit cu sângele martirilor și astăzi stau în fața noastră ca martori autentici al lui Hristos. Această mărturie a predecesorilor noștri este cea mai autentică și puternică mărturie a vieții creștine trăită potrivit profesiunii de credință conținută în articolele simbolului apostolic. Iubirea și fidelitatea rămân caracteristice fundamentale care însoțesc mărturia de credință în Biserica lui Hristos. Această iubire specială a transformat persoanele simple în adevărați imitatori și urmași ai lui Hristos, umili și simpli, dispuși a depăși orice obstacol pentru a duce până la sfârșit misiunea încredințată lor, misiune însoțită de o mare promisiune făcută de Hristos, apostolul Său, și acesta este mare miracol care se realizează în viața creștinului și marchează profund viața creștinismului. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți așadar înțelepți ca șerpii și simpli ca vorbei. Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârșit, acela se va mântui. La începutul celui de-al treilea mileniu, Biserica continuă să mărturisească credința sa în ciuda persecuțiilor și a vânturilor potrivnice la care a fost în mod constant supusă. Cuvintele lui Hristos, porțile iadului nu o vor fiului, sunt și astăzi o garanție a prezenței salvatoare a păstorului de stă alături de turma sa. Diabolicul sistem ateo-comunist avea ca principal scop să șteargă credința din inimile și sufletele creștinilor. Chiar dacă multe biserici și locuri sfinte au fost profane, chiar dacă atâtea mănăstiri au fost închise și religioși primiși în închisori, chiar dacă atâția laici au fost trimiși în câmpurile de concentrare pentru lungi ani de mari suferințe sau, propriu-zis, condamnați ca o moarte crudă, credința nu s-a pierdut. Din contră, a devenit mereu mai puternică. Cuvintele Mântuitorului, eu voi fi cu voi până la sfârșitul lumii, au dat vigoare și putere creștinilor, urmașilor lui Hristos, în a profesa credința în el, în a menține unirea cu Biserica Romei și în a manifesta credința apostolică. Biserica de România, în ciuda tuturor adversităților, celor 2000 de ani, a rămas una, sfântă, catolică și apostolică. Fericitul Anton Durcovici este unul dintre păstorii care au trebuit să suporte duritatea timpurilor dictaturii și care a trebuit să lupte pentru credință și pentru legătura cu succesorul lui Petru, Papa de la Roma. Durcovici este una dintre cele mai semnificative figuri ale istoriei diecezei de Iași.
Chiar dacă a fost pentru scurt timp la cârma decizei, a fost fundamentală prezența și mărturia sa, mai ales în acele timpuri de mari schimbări, era absolut necesar un model care să ia atitudine în fața amenințărilor ce veneau din partea statului comunist în ceea ce privește Biserica. Acest martir al Bisericii lui Hristos, pe teritoriile române, înzestrat de Domnul cu atâtea daruri naturale și supranaturale, a demonstrat un curaj ieșit din comun și o voință de oțel. A intuit cu mare claritate momentele dificile de persecuție ce aveau să se abată asupra Bisericii Catolice și a dispus o pregătire asiduă a creștinilor și, în particular, a intelectualilor. A propus învățătura Sfântului Toma de Aquino ca bază de instrucție și personalitatea sa ca model de căutare a adevărului, fiind convins că numai o formare serioasă în spiritul valorilor creștine putea salva societatea și se putea face opoziție ideilor ateiste. Împotriva doctrinei comuniste se putea lupta doar cu argumente clare și profunde, de caracter filozofic și teologic. Preocupându-se pentru turma sa, în vizitele pastorale pe care le făcea Anton Durcovici, a încredințat decesa de Iași inimii neprienii de amare. Celebrarea Eucharistiei era momentul central al zilei și culmea vieții sale spirituale. Momentul în care se simțea și se hrănea prezența sacramentală a lui Hristos. Pentru Durcovici, a fi preot însemna a fi un mare adorator al realităților supranaturale, omul lui Dumnezeu, ce aparține și îl cunoaște pe Dumnezeu, ce știe să laude, să-l slăvească, fiind în același timp martorul lui în lume. Poporul creștin încredințat de a descoperit în persoana sa pe bunul păstor, care nu și abandonează turma niciodată, mai ales în timpurile de persecuție. Multe și impresionante sunt mărturiile celor care l-au cunoscut de aproape pe episcopul Durcovici și l-au văzut luptând pentru un scop așa de nou. Permanent a fost susținut de rugăciunile bunilor creștini și încurajat de însuși păstorul Bisericii Universale, Papa Pius al XII-lea. Iubirea pentru Hristos și pentru aproape și pentru Biserica au purtat să primească coroana de martir, care este rezervată tuturor celor ce duc lupta cea bună până la sfârșit. Lumea de astăzi este în căutarea exemplelor clare de mărturie a credinței și de trăire a virtuților creștine. Vederea regimului comunist din România, care a marcat o bună perioadă din istoria secolului 20, mai bine de 40 de ani, nu a adus mari schimbări în persoanele care au trăit și au fost educate în ideologia comunistă. Urmările deplorabile ale comunismului ateu continuă să provoace mari pagube chiar și astăzi, în inimile oamenilor. De altă parte, cu libertatea de gândire și de exprimare, urmată de deschiderea granițelor, va pătrunde pe teritoriile românești, așa zisa bunăstare. Ideea de a putea trăi fără Dumnezeu găsește tot mai mult spațiu în inimile oamenilor, mai puțin pregătiți, dor și de o nouă experiență, care va purta imediat la o viață divizată, apatică și tristă. Pentru aceste motive, este urgent și necesar un nou început. A găsit noi forme de întărire și aprofundare spirituală. Biserica timpurilor noastre are o foarte mare obligație. Trebuie să fie purtătoare de noi exemple de viață trăită autentică. Bărbați și femei care cu mult curaj să-și dedice viața lui Hristos și Evanghelie. Persoane virtuoase pe care iubirea pentru Domnul cel înviat se repoartă spre sacrificiul suprem. Biserica Romano-Catolică și Greco-Catolică din România au trecut în mod strălucitor examenul de credință pentru timpul persecuțiilor comuniste, deoarece au știut și au fost capabile, conduse de generoși păstori, să rămână fidele lui Hristos și Sfântului Scaun. Anton Durcovici, ca ministrant la Catedrala de București, ca elev și student în seminar și apoi la Roma, a lăsat o deosebită impresie în mintea și inima celor care l-au cunoscut sau i-au fost colegi. Anii petrecuți apoi la conducerea liceului și rector al seminarului de București au lăsat urme adânci în memoria foștilor studenți și elevi. În viață fiind fără, despre el se spunea că eu sunt. În acest sens vă sugerez să studiați cele 36 declarații
scrise pe care noi le avem și care sunt culese în pozițiune. A murit un somn. Erau cuvintele care se auzeau rostite cu voce șoptită printre deținuții de la Sketul Marmației după 10 decembrie 1951. S-a bucurat de faimă de sfințenie în viață, în timpul detenției și după moarte. A trăit ca un somn. Această mărturie exemplară de trăirea credinței, speranței și carității au făcut posibil și realizabil procesul de beatificare și canonizare în cele două faze ale sale, de cezan și rom. Viața sa virtuoasă și martirul său i-a convins pe cei 9 experți teologi să spună la sfârșitul studiului, da, Anton este un somn. Aceeași mărturie a convins Comisia Episcopilor și a Cardinalilor să spună, Biserica s-a îmbogățit cu un nou martir. Iar Cardinalul Angelo Amato, primit al Sfântului Părinte Francisc, la Iași, la 17 mai 2014, în fața peste 20.000 de pelerini, pe un stadion niciodată mai plin ca atunci, a afirmat, prin beatificare, Episcopul Anton Durcovici se aprinde încă o stea de volta cerească a martirilor lui Hristos. În anul 1987, aflând de vestea începerii procesului de beatificare, doamna Angela Mornan, proprietară unei fabrici de București, ce fusese convertită de Anton Durcovici, scria de la Paris. Vestea minunată a beatificării veneatului nostru, Sfânt Episcop Durcovici, a ajuns la mine asemenea unei bucurii cerești care mă alină în purtarea fericii grele. Am primit astfel un mare har de la Dumnezeu, privilegiul de a cunoaște un Sfânt aici pe Pământ. Era într-adevăr un Sfânt minunat. Și faima sa de Sfințenie nu se oprește aici și nu se va opri niciodată. În cei 3 ani petrecuți de la beatificarea Episcopului Martir, în toată lumea s-a aflat de nou fericit de pe plaiurile mioritice. Ca postulator am primit multe scrisori pe care eram rugat să trimit relii cu fericitul Anton Durcovici în diferite țări ale lumii. Și îmi imaginez că și aici, la Iași, au sosit aceste scrisori. Vă promit să fiu scurt. Brazilia mi-a trimis 42 de scrisori pentru a le trimite relii. Filipine, 17. Statele Unite ale Americii, 5. India, 5. Polonia, Italia, Spania, Mexic, câte 4. Venezuela, Franța, Guatemala, Japonia, Germania, Columbia, Portugalia, Malaysia și Belgia. Sunt peste 105 solicitanți. Cei care au cerut aceste relicii sunt de diferite categorii. De la simpli creștini, la studenți, seminariști, preoți, episcopi, directori de seminarii și congregații. Toți acești solicitanți ne ajută să înțelegem că faima de Sfințenie a depășit de mult granițele scurte românii și că la mijlocire episcopului nostru martir apelează creștini din toată lumea. Figura episcopului Martin Anton Durcovici trebuie să ne îmbogățească spiritual și să ne dea impulsul de a mărturisi credința în lumea de astăzi cu toată responsabilitatea. Statistici care ne arată cât de mult este iubit și astăzi un martir. Însă aș dori să lansez o idee și anume, poate ar trebui noi, cei care am fost acum 3 ani pe stadion sau cei din Dieceza de Iași, să fim mai prezenți în lume și să dăruim tuturor imaginea fericitului Anton Durcovici. Dacă nu o iconiță ceva concret, măcar o informație. Mulțumim încă o dată Părintelui Isidor și am rămas cu o idee clară în prezentarea Sfinției sale și anume că Anton Durcovici a știut ce înseamnă crucea și a iubit-o. Iar crucea lui Anton Durcovici nu a început în 1949, pe 26 iunie, când a fost arestat. A început mult mai înainte. Cea mai concretă, a început în anul 1917, când, din cauza intrării României în primul război mondial, Anton Durcovici, care nu era român,
a fost internat în Institutul Notre Dame de Sion din Galați. Această perioadă de internare formează subiectul despre care părintele al lui Sporar ne va vorbi în continuare. Ca de obicei, mă folosesc de fotografii, de aceea rog pe Domnul Sfânt să mă ajute. Astăzi este Fatul de Dumnezeu. Tema pe care voi aborda în următoarele 10, maxim 15 minute, sunt pot vorbi și mai mult despre un subiect atât de ascuns, aș spune eu, un subiect despre care s-a vorbit și s-a spus puțin, dar fiind în 2017, consider că a comemora un secol de la un alt special în viața lui Apostolul Covici este important. Și de aceea vom merge mult spre Galați, dar nu vom porni de acolo. Deja la Sfântul Petru spunea că ziua de 17 mai pornește de la data nașterii lui Apostolul Dulcovici. Iar acest document de botez ne arată clar această dată și acest omaj pe care în fiecare an ar trebui să-l aducem în ziua de 17 mai și apoi, sigur, și ziua botezului, cum ne invită deseori Papa Francisc să ne gândim la biserica în care a primit această primă taină a inițierii creștine. E important de semnalat că notele personale în biografie, în fel și fel de caracterizări despre perioada august 1916, decembrie 1917, nu se scrie nimic. Sigur că e o perioadă tulbure, o perioadă de persecuție, o perioadă neînțeleasă atât de Anton Dulcovici, dar și de ceilalți preoți și călugări care erau de altă naționalitate decât cea română. Și de aceea putem vedea încă din aceste prime note personale. Și dacă vă uitați aici, la toate aceste numiri și misiuni pe care Anton Dulcovici le-a avut, vedeți că se opresc în august 1916, vedem acolo, că a activat la Târgoviște, Giurs și Buzău din august 1911 până în august 1916. Apoi următoarele atribuții din după februarie 1918. Acest fapt îl sesizăm și în alte documente și în aceste prezentări ale vieții lui Anton Dulcovici, în fel și fel de biografii, scrie, lipsește această perioadă. Și sigur ne punem întrebare de ce. Răspunsul îl avem foarte clar. În 1914 a început primul război mondial. Până în august 1916, România era neutră. Erau cele două mari grupări, Antanta și Tripla Înțelegere. România nu știa de partea cărei tabere să adere, mai ales că era un tratat secret între România și Austria. Dar în ziua de 15 sau 27 august, depinde după ce calendar luăm, România a decis să intre în război de partea Antantei, unde era Franța, Italia, Rusia și pe de altă parte era Austro-Ungaria, Turcia, Germania și sigur alte țări. Ciudat, Bulgaria, țara de la sud, a trecut de partea nordică, să spunem, și România nu știa ce are de făcut. Au fost multe presiuni internaționale, nu vreau să intru în detalii despre această conflagrație mondială, dar lucrurile erau bine așezate și de aceea, în ziua în care România a declarat că intră în război, toți preoții, călugării și toți cetățenii care erau din Germania, Imperiul Austro-Ungar sau din altă parte, au fost arestați. A fost o acțiune bine pusă la punct. Era guvernul brăteanu, liberalii de pe vremea aceea, au pus totul în ordine ca să ducă la îndeplinire această arestare. Și astfel, în ziua de 15 august, nu era sărbătoarea dormirii Maicii Domnului pe vremea aceea, dar era zi de duminică. Preotul Anton Dulcovici se afla la Giurgiu și după Sfânta Liturghie a fost arestat. Deci s-au confiscat puținile bunuri pe care le avea la dânsul, bani, rediarul,
o carte de rugăciuni, ceasul și cam atât. Ce s-a întâmplat? Întreaga Moldova, Muntenia, au fost ocupate în toate aceste zone de diferite... Lipsește o baterie, dar nu vorbim și fără imagini. Și de aceea a fost arestat Andon Durcovici și 18 preoți și conduși în diferite centre, lagăre din Ialomița, Andon Durcovici fiind la Frățilești. Avem aici o listă a preoților catolici care activau în Arhidieceza de București, care au fost duși în acest exil. Ce vedem la numărul 17, Durcovici Anton, în vârstă de 30 de ani, de cetățenie austriacă și mai în dreapta, vedem în foaia mare, de 20 de ani venit în România. Și iată lista completă a clericilor din Arhidieceză, dar erau și alții din Transilvania. Aici am găsit așa un indicator care ne duce acum la Frățilești, dar pe vremea lui Durcovici era cam șale pe acolo și se vorbește mereu despre frigul, vântul și iarna la care o trebuie să stea o perioadă scurtă de timp. Nu intru în detalii pentru că nu e timp. În momentul în care aceste arestări au fost cunoscute, arhiepiscopul Raimund Netzhammer a început demersurile pentru a solicita mai întâi motive. De ce au fost arestați acești preoți? Pentru că mulți erau născuți în România, au făcut studiile aici, n-au comis niciun delict. De ce au fost arestați? Răspunsurile întârziau de peste dosapară. Primul ministru, pe care l-avem în stânga, Ionel Brăteanu sau Ion Ice Brăteanu, cum este cunoscut în istorie, mulți ani ministru de interne, a fost și de externe, dar de mai multe ori prim-ministru al României, întârzia să dea răspuns. Și totuși au venit anumite răspunsuri. Arhiepiscopul a început să ceară solicitări și intervenții multor foruri internaționale, inclusiv Papei Benedict al XV-lea. Alți intermediari și mijlocitori pentru acești preoți au fost Părintele Luciu Țfeț, dar pe care l-avem în stânga, despre care s-a scris o carte, secretarul meu, de către Arhiepiscopul Netzhammer, și Părintele Cipoloni, care era administrator apostolic la Iași, au intervenit și au ajutat mult pe acești preoți aflați în diferite centri. Nu au rămas în cele două sate, Frățilești și Fortul Domnești, din Ialomița, ci aceștia au fost duși spre Moldova. Despre Anton Durcovici știm că... Aici avem câteva din scrieri, adresate chiar către Papă. Este o a doua scrisoare trimisă de Părintele Cipolonii către Papa Benedict al XV-lea, amintindu-i de prima scrisoare și de modul în care și statul papal este invitat să intre în această problematică și să ceară urgent eliberarea preoților care n-au nicio vină pentru faptul că sunt de altă cetățenie decât cea română. De asemenea, regelui Ferdinand I îi sunt adresate mai multe scrisori solicitându-se această intervenție pentru ca preoții internați, sigur sună cuvântul așa, internat în spital, era o arestare un pic mai blândă, avem multe detalii, putem continua, dar spun acești preoți au fost duși apoi spre Moldova. Cei preoți au ajuns în zona Huș-Răducăneni. Dar Anton Durcovici a fost singurul preot care a ajuns în Galați. Ajunge aici în decembrie 1916. Apoi în ziua de 8 ianuarie 1917, îmi spune dânsul, are bucuria ca după mai mult de 4 luni să celebreze în mod public Sfânta Liturghie. E o bucurie imensă pe care el o simte, o trăiește și o evocă după ani și ani. Aici, sigur că vizitează biserica, i s-a permis foarte multe. Deci a fost o arestare la domiciliu, având posibilitatea de a participa și la celebrări din biserică, de a vizita pe bolnavi, de a îngriji pe cei internați în spital și așa mai departe. Pentru toate acestea, a cerut facultăți medicale speciale de la Părintele Cipolonii, care era administrator peste Galați, din diecezia de Iași.
centrul în care a stat, iată, din decembrie 1916 și până în decembrie 1917, iată, una de zile, a fost Institutul Notre-Dame de Simon din Galați. Aici se urcă, a luat contact cu toată activitatea din institut. Și cu cei de la școală, și cu cei care erau asistat social, și cu cei bolnavi, și așa mai departe. Dar vedem câteva imagini, cum se spunea astăzi, vom vedea multe imagini noi, multe dintre acestea sunt noi, lucrurile este de domnul Dogoș. Și aș dori să mai precizez încă două aspecte foarte importante pentru Părintele Dulcovici, pe care le-a trăit aici, la Galați, în Institutul Notre-Dame de Sion. Un prim aspect este acela al modului în care a reușit, după luni de zile, să citească, să mediteze pe baza unor tratate de spiritualitate și să compună anumite meditații. Ne sunt cunoscute lecțiile comiste, dar iată, avem posibilitatea de a redacta cel puțin un studiu și despre aceste meditații, scrise în limba franceză, pe care Părintele Anton Dulcovici le-a făcut în anul 1917, când a fost internat aici, la Suror. Dar sunt multe pagini care necesită traducere, prelucrare și, sigur, o frumoasă lectură pe care o putem face. Un alt aspect este cel al unui moment evocat de mai multe ori de către Părintele Dulcovici. E vorba de bombardamentul din 11 octombrie 1917. Deja asupra Galațiului era o rumoare puternică, pentru că se apropiau avioanele. Treptat, toți membrii care erau în clădirile Institutului Notre-Dame de Sion erau conduși către pivnițe, către adăpostul. În această situație, Părintele Dulcovici, care era, să spunem așa, duhovnicul surorilor și celebra zilnic Sfânta Liturghie în această capelă, a venit ca să ia Preasfântul Sacrament din tabernacul. După ce a luat Preasfântul Sacrament și se cobora treptele, a explodat un obuz care a făcut ca să fie înălțat până în tavan, pixida să se răstoarne și toate ostile să ajungă pe masa altarului. Spre surprinderea sa, Părintele a constatat că nu are nicio rană, deși haina, reverenda, era sfâșiată de mai multe locuri. Două surori care erau la baza altarului au fost grav rănite. Vedem câteva imagini după bombardament, de la intrare și din aceste spații ale Institutului, și iată două fraze, una spusă de Părintele Dulcovici după câțiva ani, când îi scria cardinalul Ivan Rosu: Dumnezeu cel puternic m-a salvat. Vorbea despre acel bombardament din octombrie 1917. Au văzut cu acea ocazie deasupra Institutului 26 de proiectile, unele incendiare, și a fost într-adevăr un miracol, deoarece se găseau mai mult de 800 de persoane în acel loc, și cu excepția unei surori, nu a fost nicio victimă. 800 de persoane erau acolo și de aceea, evocând acel moment dramatic, și-a văzut într-adevăr Îngerul Păzitor care l-a ocrotit. Și iată sora superioară care scria către congregația Propaganda Fide: Joi 11 octombrie 1917 am fost ținta unui intens bombardament. Am fost atinși de 32 de bombe. Nu știu cine a numărat bine, ori sora, ori părintele, oricum e o mică neconcordanță, care au afectat toate clădirile noastre. Tabernacul este intact. Preotul, e vorba de Părintele Dulcovici, luă Sfântul Sacrament și toată rezerva sfântă pentru a-l transporta la altarul pregătit în pivniță. Sfinția sa ținea Sfântul Ciboriu, pe care nu l-a lăsat, dar a fost scutuit într-o asemenea măsură, încât un mare număr de sfinte oste au căzut pe altar și pe trepte. Câteva sute au fost totuși puse la adăpost în pivniță. De vreo 6 ori în cursul zilei, Sfinția sa s-a întors să ridice bucățile Sfintelor Ostii care rămaseră acolo. Sfinția sa era acoperit de ipsos și fum de sun, dar n-a fost rănit. De aceea se evocă de mai multe ori acest miracol.
Și ajungem încet, încet și la sfârșitul acestei perioade mai ciudate, mai deosebite din viața Părintelui Anton Turcovici și e vorba de eliberare. Cert este că în momentul în care au început să apară aceste documente privind eliberarea preoților, călugărilor și călugărițelor care au fost internați în mai multe centre, România deja a semnat un armistițiu, da? Deci suntem în decembrie 1917, încă de luna noiembrie s-a semnat un armistițiu, după care din nou România se arată neutru și spre finalul războiului intră din nou în război de partea Antantei. Așa a fost situația în urmă cu un secol. Dar iată, această eliberare este cumva rodul multor acțiuni diplomatice și vreau să spun că Părintele Cipolonii are o sumedenie de intervenții la diferite foruri pentru eliberarea acestor preoți din arhidiecesa de București, cu o grijă părintească, cu grijă de toți acești preoți și de aceea s-a ajuns la această eliberare, nu mai citesc toată această pagină, că sunt, cum spuneam, multe institute care intră pentru eliberarea acestor preoți și spre sfârșit, iată, două scrisori, da? Prin care se vede mulțumirea celor care în sfârșit se văd din nou liber. Părintele Turcovici îi scrie Părintelui Cipolonii, mulțumindu-i pentru grija părintească manifestată față de dânsul și față de ceilalți preoți în aceste 16 luni de suferință. Sigur, nu se poate vorbi de o închisoare ca la Sighea sau ca la Șinava, dar o perioadă de detenție la domiciliu, cu anumite drepturi, pute îngrădiri. Și în fruntea trupului de preoți din arhidieceză era Părintele Aulă, care de asemenea, pe care cel puțin 20-30 de scrisori cunoscute și probabil multe altele care vor fi sau vor putea fi redactate. De asemenea, este această frumoasă scrisoare de mulțumire adresată Părintelui Cipolonii, numele preoților din arhidieceză. La fel, Arhiepiscopul Nețlamă mulțumește confratele, cum spunea el, de la Iași și speră toată această jertfă să fie răsplătită de Bunul Dumnezeu. După o perioadă de carantină, întâlnim asta și la Părintele Turcovici, dar și la ceilalți preoți, cam de 40 de zile, Preasfințitul Nețhamul îi primește pe preoții care au fost internați în Moldova și încet, încet îi repune în funcțiile pe care le-au avut. Și iată în jurnalul Arhiepiscopului Nețhamul citim, în acea zi de 4 ianuarie 1918 au apărut la mine, spune dânsul, primii preoți eliberați din internare. Bucuria a fost mare, afară de unul sau doi, toți ceilalți arătau foarte bine. Ei l-au lăudat mult pe administratorul apostolic Cipolonii din Iași, care cu multă grijă s-a ocupat de ei, le-a scris și le-a trimis parte. Impresionat, am ascultat plângerile lor și vreau să-i consolez, am spus, purificați prin această grea încercare, vă reîntoarceți la posturile părăsite. Mai este un comentariu, acum nu l-am scris. Credeți, preasfințite, că suntem mai buni ca înainte? Spunea Părintele Aulă. Nu? Și de aceea Părintele Turcovici primește alte misiuni, trebuia să reia funcția de prefect la seminar, dar mai erau doar de doi seminariști, de aceea se încredințează misiuni pastorale. Și două aspecte, de fapt, cum au rămas aceste urme ca arestat, ca străin, pentru Anton Turcovici, iată, în 1920, Prefectura Poliției Capitale l-a trecut pe preotul Anton Turcovici într-un dosar al biroului fișilor de anchetat și urmăriți pentru fapte penale. Și aici este o altă poveste, dar ciudat, în fișele matricole penale, aici, la antecedente penale, niciodată nu apare ceva pentru Anton Turcovici. De aceea să mulțumim Domnului și închidem mereu aceste dezbateri și mulțumim cu versetul din Biblie, fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Mulțumesc! Cu cuvânt.
cel care coordonează pe departament. Pentru că este cel mai impresionant de lecții pe care am putut-o primi. Și mai ales noi, cei care formăm seminarul de astăzi, seminariștii de astăzi, o lecție cu adevărat care vorbește de ce misiune trebuie să aibă viitor preot, unul care se vă față rolecție. Viața lui impresionantă, în mari, la mai ales în scriere și fapte, poate nu trebuie să fie uitată. Părată că un lucru vreau să fie tot vreau, toți noi cei care am participat, mulțumim pe vizitare, Părinte Lucru, domnul profesor, Părinte Columbian și domnul inginer Sigur. Meritați să primiți aplauze pentru această lecție care cred că s-a imprimat în fiecare dintre noi și un aplauz puternic de partea noastră. Așadar, cred că sunteți și dumneavoastră în asentimentul nostru
ea cere transferarea de la 10 decembrie la 17 mai, păstrând mereu memoria acelei zile de 10 decembrie. Cu aceasta, sigur, încheiem și cântăm aici, înainte de a merge în catedrală, că văd că am intrat în timp. Părinte, am intrat în timp și am terminat pentru rugăciunile care urmează. Pentru urmează Sfânta rugăciune pentru la Maică, la Sfântul este și după aceea Sfânta Liturghie, a care vă invităm pe toți, pentru că avem cu adevărat un motiv extraordinar de a-i aduce lui Dumnezeu laude și de cere ca nu cumva noi cei de astăzi să uităm ce a fost. Și ce exemplu puternic ne-a dat și ne dă în continuare episcopul nostru și cei care au fost în jurul lui cu aceste imagini, sigur, și ce s-a scris și părintele, sigur că istoria care ne-a prezentat-o ne-a aloiz, ne-a așezat din nou imaginea episcopului nostru în fața noastră. Tuturor vă mulțumim și încă o dată vă invit la o rugăciune care trecea episcopul nostru. Nu trebuie să uităm că acum s-a rezolvat și enigma acestei imagini pe care am avut-o noi la seminar, care a stat la seminar la Timiș și sigur care a fost prețuită de Anton Turcovici. Studiile vor continua acum, de unde a adus-o, sigur, și de care știam noi că era foarte iubită de mama episcopului. Cum, în ce fel, nu știm, dar noi am moștenit această veste. Acum ne ridicăm. Încă o dată, felicitări și în toată inima celor care ne-au făcut.